Iată că am revenit, dragilor, după exact câteva minute de publicitate, exact cum am promis. Și nu suntem singuri de această dată, ci avem și un invitat foarte special care are să ne spună niște informații foarte, foarte faine. Bine ai venit, Emil Mitrache! Bună dimineața tuturor! Era să zic Home Alone, am venit peste voi în seria a treia, da? O să zic Emil Mitrache sau să zic Americanul? M-am obișnuit. O să... Chiar mă gândeam foarte serios să mă întrec în buletin, știi? Cum era Ștefan Mihailescu, Brăila, ce-ar fi Emil Mitrache Americanul? Sau Dorian Hâțpopa, nu știu dacă știi mai recent. Exemple? Și le dau idei și la alții. Este o modă în momentul ăsta. Este o modă, tot mai multe persoane publică, câte mode sunt, crede-mă, nu mai știi să le faci față. Dar Frumoasa și Bestia e un evergreen. Mă uitam și la costumele voastre superbe și îmi place că nu v-ați îndepărtat de poveste, de ceea ce știm din copilărie și vreau să știu cum vă pregătiți pentru mâine seară. Măi, a fost o probă de curaj, ca să zic așa, să te-a pus să produci acest musical faimos, da? Și nu numai ca să-l produci și să-l joci, că de obicei în state sau în alte părți ale lumii, da, îl pui în scenă și acolo îl joci niște ani. Corect? Ca pe Broadway sau Moulin Rouge. Voi ați muncit Moulin cât Rouge să-l puneți în scenă, înțeleg? Am muncit. 6-12 martie? Da, niște luni bune, nici nu mai știu, au mai fost și niște întreruperi. Baza însă au fost acești extraordinari tineri care cântă, sunt toți cu conservator, încă n-au terminat conservator, alții au terminat și sunt la rândul lor și predau și foarte buni, foarte buni. Și când ai cu cine munci, e altceva. Adică poți să-ți propui, hai să facem cu tare și cu tare, dacă n-ai și cu ce sau cu cine, nu prea ți iese. Problema cea mai bună, care zic eu că s-a rezolvat și iată că deja am fost, pentru că premiera am dat-o la Sibiu în noiembrie, și plecăm săptămâna viitoare, care săptămână? Duminică plecăm la Timișoara și la Arad. Cred că suntem singura trupă care merge în turneu cu musical. Adică, e Mamma Mia, e Chicago și acum am văzut că începe moda musical, am mai văzut încă 2-3 se pregătesc să iasă aici în București. Nu știu date precise, dar este greu, adică să pleci cu o mașină sau poate două de decoruri și nu asta știu ce. Asta vreau să vă întreb. Dacă ați plecat cu trenul, cred că vreo 3 vagoane v-ar trebui pentru distribuție, costume, scenografie. Dar să cari și oameni care să monteze, să demonteze. Și vin cu întrebarea, și noi cât să punem biletul acolo unde mergem, de exemplu, la Timișoara? Păi, totul costă. Mă bucur foarte mult că ai deschis acest subiect, pentru că odată cu pandemia s-au creat câteva porți de discuție, punți pe care putem să le stabilim așa, între artiști dezvoltă și public. Și uite, mie mi se pare că noi câteodată avem impresia așa că e foarte scump, dar dacă ținem cont de costurile din spate pe care, uite, până acum poate nouă nu ne-a explicat nimeni ce înseamnă producția unui spectacol, ce înseamnă numărul de artiști, dincolo de artiști, cei care ajută la montarea acestui spectacol. Da, este foarte greu, mai ales când ai o distribuție mare, adică mulți actori, pentru că și repetițiile trebuie să se desfășoare. Și ele costă și acolo se consumă curent și acolo e o sală închiriată. O chiria sălii unde repeți, bineînțeles. Dar este foarte greu să-i adun pe toți. Uite, să faci o repetiție generală. Păi stai că eu am aia, fiecare face altceva. Și este foarte greu. Dar referitor la altă poartă, hai să o deschidem. Și când mergem și în țară. Uh-huh. Adică, da, nu putem spune că nu se merg trupe de teatru sau astea în țară, că n-ai ce să București e ocupat. Și după ce că ți se dau, bine, și în București și în provincie la fel, ți se dă luni, marți, nu? Că luni am la Timișoara, marți la Arad. Este foarte scump. Chiria, adică când zic scump, e chiar scump. Înțelegi? Pentru că se închiriază câteva ore, de la 2 la 3 până seara la 8. Mă bucur că am atins subiectul ăsta pentru că nu neapărat, dar este nevoie de această conștientizare a publicului din punctul meu de vedere, că e o paralelă foarte bună cu acel iceberg. Lumea vede doar vârful, lumea vede doar produsul finit, produsul final și foarte cu ce ieșim muncă noi pe scenă. Lumea nu conștientizează foarte bine toată munca din spate. Uitați-vă ce costume frumoase. Ia gândiți-vă cât au costat. Deci costă, totul costă. La asta mă gândeam și l-am văzut atât de frumos și pe lumie și cum ați reușit fiecare costum să-l puneți în evidență.
Da. Și vreau să știu cât e pentru copii și cât e pentru adulți. Pentru că eu m-aș duce și la 50-60 de ani să văd Frumoasa și Bestia. Păi, este un musical în primul rând, da? Noi înainte și încă mai jucăm, o să jucăm și în primăvara aceasta al șaptelea an, dacă nu greșesc, Frozen, Ținutul Înghețat, care este în primul, și acolo se cântă, bine, nu e musical, sunt niște piese cântate. Acolo se cântă cu toată sala, cred. Da, acolo în special pentru copii. Acolo e plin de copii. Aici, nu știu, fiind tot cântat și nu știu ce, merge și la copii, dar mai măricei. Că la Frozen ne vin și de 2 ani. Asta nu înțeleg cum vine părintele cu copilul de 2 ani să vadă Frozen. Poate îi place părintelui, cine știe? Maybe poate că da, maybe poate că nu. Poate e un părinte, poate un părinte tânăr, nu uita, Emil, că da. Frozen a fost lansat acum foarte mulți ani. Ce? Filmul. Filmul. Sigur că da. Poate acel părinte a fost cândva un copil pasionat de Frozen, cine știe. Dar, eu știu vreo câțiva adulți pasionați de Frozen. Dar vreau să spun că e o încântare și pentru ei, pentru că și Frozen, iată, după 7 ani și mergem în toate orașele mari ale țării, se joacă iar sold out, casa închisă. Bine, toată lumea zice, domne, pentru copii omul face orice. Așa e, da, face. Fiecare părinte, băi, uite, când eram de vârsta lui, noi n-aveam musical, n-aveam spectacole, tot așa, pline de culoare, costume, frumos, voci, calitate, adică, trebuie să înțelegem că fără calitate nu merge. Merge odată, dai un ton, dai două, dar după aia nu mai. Spune-ne totuși, la Frozen, nu la Frozen, pardon, la Frumoasa și Bestia, ați avut premiera la Sibiu? Am avut premiera la Sibiu foarte... Uite, ca să dau un exemplu, am avut, era vorbit doar pentru o zi, într-o luni, în noiembrie. Și biletele s-au vândut online, ca afară, știi, în câteva ore, papac. Și cei de acolo, nu mai vreți și nu mâine, că avem... Mai și am dat mai și a doua zi, deci două zile, sold out tot. Dar asta vreau să spun. Lumea cred că s-a așteptat la altceva. Noi mai fiind în Sibiu cu Frozen, când am fost cu premiera, așa a fost. Un succes extraordinar. Deci de asta vreau să spun că vorba românească nu are nicio importanță, dar știi ce mult contează? Trebuie să te prezinți la un nivel ridicat, să dai calitate. Și atunci o să ai și aprecierea publicului. Și noi vrem că pentru mâine, spectacolul de mâine este sold out, vrem să mai venim încă o dată până se ia vacanță, să mai dăm o reprezentație, că iată, lume curioasă și să sperăm că se va duce vorba. Și noi vă așteptăm să reveniți să ne anunțați și pe next. Vai de mine, de-abia așteptăm. Mulțumesc și frumos. Dacă vă lansez așa o provocare, să veniți și măcar cu unul dintre personaje. Păi, da, iată că toți ăștia mai în vârstă. Avem unul dintre ei. Eu sunt, da, toată lumea mă întreabă, tu ești frumoasa? Nu, sunt tatăl frumoase, da, seamănă cu taso, știi? La cele cărora le dați viață, așa cum sunt Ceaiul, da. Trebuiau să mai fie încă doi invitați. Sau venim noi la voi la repetiții. Sau așa? Uite, am stabilit o întâlnire așa cum trebuie. Îți mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Mulțumesc, succes în continuare. Mulțumim, asemenea. Noi mergem în continuare către știrile noastre și vă povestim despre Mirela Vaida. Ea și-a deschis sufletul și a povestit în podcastul lui Teo Trandafir despre momentele grele prin care a trecut atunci când a pierdut cele 3 sarcini. Vedeta și-a dorit foarte mult să devină mămică și a recunoscut că situația deloc ușoară nu a făcut-o însă să-și piardă speranța. Eu am pierdut de 2 ori sarcina, de fapt aș putea să spun de 3 ori, pentru că eu am rămas și însărcinată, în vreo 8 săptămâni eram foarte fericită, totul mergea ca la carte până m-am dus la controlul de 8 săptămâni și când m-am dus acolo mi-a zis doctorița că ea n-a citit decât în cărți, era un sac gestațional, cum ar veni, da? Fără embrion în el. Și zice, practic, tu te vei umfla, vei arăta ca o graviduță, ai toate simptomele dar de graviduță, copil. Dar n-ai copil. Incredibil ca în filme. Și zice, asta se întâmplă odată la 1 milion de cazuri. Asta era 3-a oară, după ce pierdusem 2. Și cum trebuie no, să... Nu, cum? Nu. Păi, cum gestionezi? Că... Păi, o iei razna, mai întâi o iei razna. Plângi, urli, țipi, nu te mai ridici din pat, slăbești, nu mănânci, nu mai vrei nimic, te simți vinovată față de soțul tău, față de familia ta, față de... te simți vinovată că nu poți să-i dai ceea ce și-ar dori. Mirela Vaida este una dintre cele mai recunoscute prezentatoare TV din România. Nu toți fanii să-i știu însă că aceasta este și cântăreață. Ce mi-ai făcut tu mie,
o pasez ție repede. Dragilor, să știți că este un subiect pe care eu cred că e bine că l-am atins în această dimineață. Se vorbește foarte, foarte mult despre familii, despre femei independente deopotrivă, dar se vorbește prea puțin poate despre acele momente de cumpănă în care o familie nu reușește să se întregească așa cum poate și-ar dori. Cum poate și-ar dori, într-adevăr. Și cred că avem nevoie de susținere, mai ales noi între noi, să nu ne judecăm. Și mai ales în momentele de asemenea factură, momente atât de grele. Mi se pare esențial ca familia, ca apropiații să-ți fie alături, să-ți dea puterea de a trece cumva peste niște momente atât de grele și este o traumă. Din punctul meu de vedere, este o traumă pentru o femeie să se întâmple așa ceva. Lasă cicatrici, într-adevăr. Și vine cu foarte multă încărcătură emoțională. E greu de imaginat ce înseamnă să-ți dorești să se prindă până la urmă o sarcină și ulterior să afli că puiul pe care l-ai crescut câteva săptămâni, luni, poate nu și-a făcut cui permanent în pântecul tău. Sunt și cazuri în care, spre exemplu, sunt familii care aleg să o ia pe căi diferite. A fost și cazul Cristinei Spătari, a avut un mariaj în trecut, din care are, iată, doi copii minunați. Într-adevăr, dar mai mult de atât, Cristina Spătari este și una dintre cele mai norocoase femei. Deși, cum spunea George, a trecut printr-un mariaj care s-a terminat, dar din care au rezultat doi copii minunați, artista și-a găsit în sfârșit liniștea alături de milionarul Vicențiu Mocanu, care îi face toate poftele și o lasă chiar pe ea să fie șefa în casă. Haideți să vedem. Cristina Spătar spune că și-a găsit în sfârșit liniștea alături de milionarul Vicențiu Mocanu, cel care nu ratează nicio ocazie să o facă fericită pe artistă. Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de un an și au avut parte de o nuntă ca în povești, la care au participat peste 500 de oameni. Artista a declarat în nenumărate rânduri că Vicențiu nu doar că o răsfață, dar a avut grijă și ca aceasta să aibă pe numele ei câteva bunuri imobiliare care să îi asigure venituri pasive. Pe lângă acestea, vedeta a primit și nenumărate bijuterii prețioase de-a lungul timpului, dar și un bolid de lux din partea lui Vicențiu. Și nu doar atât, milionarul o lasă să fie și șefa în casă. Cam eu sunt șefa în casă, cred că da, el mă lasă să fiu eu șefa, dar de menționat este că întotdeauna discutăm asupra tuturor lucrurilor care se ivesc, ne consultăm. Eu decid tot ce este de făcut în viața mea profesională, iar el mă susține. El, săracul, zice da. Deși viața i-a fost greu încercată, Cristina Spătar spune că a învățat să iubească din nou și soarele a ieșit din nou și pe strada ei. Vicențiu Mocanu are și el un băiețel din prima căsătorie care se înțelege de minune cu copiii artistei. Ce și-ar putea dori mai mult o femeie? Soțul ei o sprijină și în cariera artistică și a început să o însoțească inclusiv la evenimentele pe care le are, iar de curând artista a început să se ocupe serios de proiectele muzicale. A început să-i placă lumea asta a artiștilor, se simte bine între artiști. L-am luat la toate revelioanele artiștilor. Cred că avem nevoie să mergem mai departe și să ne căutăm fericirea. Câteodată e greu, știi, câteodată te gândești, ok, am făcut asta, am ales asta, s-a întâmplat asta și poate că de aici viața va fi foarte tristă, lucrurile nu mai au cale de scăpare, dar uite că sunt exemple de oameni care merg mai departe și își găsesc fericirea. Și își găsesc liniștea, până la urmă. Mi se pare că este vorba foarte mult și de liniște. Încercăm foarte mult să ne căutăm această fericire, dar uităm, scăpăm din vedere detaliul de a încerca să ne căutăm și liniștea interioară, înainte poate de fericire. Poate vin la pachet, poate ar trebui să căutăm liniștea ca să ajungem la fericire. Și liniștea asta e foarte importantă și uneori ne dă bătăi de cap și dacă o pierdem în relație, e și ăsta un punct de cotitură. Așa că revenim la vedetele noastre și la despărțiri celebre, nu doar că nu mai este loc de împăcare între Babs și Dorian Popa, dar pare că nici secura războiului nu a fost îngropată. Claudia Iosif a spus pe Instagram că Dorian a dezamăgit-o și că nu merită efortul. Merg mai departe, departe de toate, țin capul sus și las problemele în spate. Trebuie să mergem mai departe. Merg mai departe, 7 zile din 7.
Claudia Iosif a spart gheața și a răspuns pe Instagram la unele dintre cele mai fierbinți întrebări legate de despărțirea recentă de Dorian Popa. Aceasta spune că nu este loc de împăcare în acest moment, deoarece Dorian a dovedit că nu merită efortul. În momentul de față, nu. Au fost momente în care consideram că merită să nu renunți, având în vedere că era o legătură foarte puternică și eu de fel nu renunț. Nu vreau să rămân cu regrete că nu am încercat, dar a dovedit că nu merita efortul. Atunci când a fost întrebată dacă Dorian a dezamăgit-o, răspunsul lui Babs a fost unul categoric. O, da, cu semnul exclamării. Dorian Popa nu a vorbit în mod punctual în aparițiile sale recente despre detaliile care au destrămat relația, însă a confirmat faptul că nu poate fi vorba sub nicio formă de împăcare. Dacă te gândești în mod constant la rana ta care nu este încă închisă, nu se va închide mai repede, ba din potrivă tind să cred că se va închide mai greu, și trebuie să ne asumăm faptul că, așa cum spune și ultima piesă pe care am lansat-o și în care am pus foarte multă emoție, în viață trebuie să mergem mai departe. Internetul nu a luat foc doar din cauza întrebărilor despre relația cu Dorian. Fanii au întrebat-o pe Babs și dacă este dispusă să intre într-o nouă relație, iar aceasta a răspuns: normal, dar trebuie să fie ceva bun, nu caut pansamente trecătoare. Facem ce vrei tu, dar cum vreau eu. Of, iată că din nou Dorian Popa este în atenția noastră și în această dimineață. Ieri banca îl făcuse sărac, astăzi Babs îl face nedemn, poate. Da, și dezamăgirile astea sunt în funcție de cum privești lucrurile și în funcție de unghi și... Noi de multe ori când ne supărăm nu mai avem în vedere toate momentele bune și toate momentele frumoase și un moment nefericit riscă să le stompeze pe toate celelalte, exact. Din păcate. Exact. Dorian Popa totuși merge mai departe, este mereu optimist, a ieșit proaspăt dintr-o relație și continuă viața. Se axează probabil mai mult pe carieră, cum mi se pare mie că mereu a fost. O să cucerească București un curent la ce motivație are. Și vreau să mai vorbim despre o persoană foarte importantă, o celebritate, aș spune, de la noi, care a avut cândva o relație și iată și după foarte mulți ani de la despărțirea de acea persoană. Încă e marcată. Încă, nu știu, n-aș spune neapărat marcat, dar încă apare undeva în mintea lui. Și vorbim despre Dani Oțil și mai exact cum scape atunci când partenera de viață găsește o cheie de cercel în casă, deși ea nu poartă cercei. Secretul a fost dezvăluit de Dani Oțil și vine chiar dintr-o experiență din trecut alături de nimeni alta decât, bineînțeles, Mihaela Rădulescu. Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu vreme de 6 ani. Pentru Dani, potrivit declarațiilor sale, a fost o relație care l-a maturizat, însă fidelitatea sa a fost adesea sub semnul întrebării. El a explicat recent cum reușea el să scape atunci când Mihaela îi adresa întrebări incomode. Am dat. Mihaela zice: bă, tu cât sunt eu plecată pe unde sunt? Tu bănesc aici. Vibrau pereți, îți dai seama. Și eu zic: nu, Doamne ferește, zice, nu. Atunci zici și mie, Coco, de ce e o cheiță de cercel între canturile de la parchet? Vă dau cuvântul meu de onoare. Uite, jur acum pe orice. Așa. Că nu, 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 îți dai seama, pe ce le făceam? Le aduceam de le trăgeam punele când de cercei. Știți cheița din spate de la cercel? Da. Mihaela nu purta, evident. Și zice: explică-mi și mie ce e asta și vă las pe amândoi. Ce văd femeile, bă, e gros. Bă, așa. Și Coco? Și zic: Coco. Și Coco zice, el are un nume, dar mă rog, noi îl știm ca și Coco, zice: băi, prins fi bărbat adevărat, da. Refuză să răspunzi. Cum? Zici: n-am nicio explicație. E aici, ea există, hai să o aruncăm la gunoi, sau o punem într-un... N-am nicio explicație. N-ai cum să scapă fără nicio explicație. Bă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Vă știți de câte ori mi-a folosit asta? Mai bună decât să te acuze, aiurea? Da, pentru că eu dacă îi spunea Mihaele: e Flavia, e o fată, hai să o sunăm. A lăsat să se depresurizeze treaba. I-a luat 3 zile. Ah, ok. 3 zile. E foarte greu într-o garsonieră să fii certat cu cineva. Da. Plus că noi dormeam într-o cutie pe un perete. Iată. Mi se pare
ușor ciudat cum vedetele de la noi, în momentul în care au relație, sunt foarte secretoase, nu vor să spună absolut nimic și la ani distanță de despărțire vorbesc cu atât de multă lejeritate. Am revăzut și câteva imagini, cred că sunt ale anilor 2005-2006, acele pe poze foarte vechi cu Dan Ioțil foarte tânăr, Mihaela Rădulescu, partenera lui de viață în acele momente. Ce chestie, o cheiță de cercel. Da, și uite, în primul rând, ce vedere au femeile în momentul potrivit, mi se pare. O plecați de la balcone, e ceva. E o abilitate. Tu ai pățit așa ceva vreodată? Nu, dar uite, aș vrea să rămânem în zona bijuteriilor, pentru că alegerea verghetelor potrivite este unul dintre cele mai importante lucruri atunci când te pregătești de nuntă. Să fie asemănătoare sau nu, să aibă sau nu pietre prețioase, să fie din aur alb sau aur galben, nu mai știi ce să alegi, așa că Diana Bișinicu ne-a pus la punct cu toate detaliile pe care viitorii miri ar trebui să le știe despre verghete. Dragilor, deoarece ne aflăm la începutul anului, iar sezonul nunților se pregătește să înceapă, consider că este momentul potrivit să ne documentăm puțin și asupra verighetelor pe care mirii se pregătesc să le poarte în ziua cea mare și nu numai, iar dacă până acum am vorbit doar despre rochile de mireasă și despre cum ar trebui acesta să fie, dar și să arate, haideți să descoperim împreună în cele ce urmează tipurile de verighete și cum putem fi siguri că am făcut alegerea perfectă. Alături de mine este Diana Bișinicu, cea care ne-a primit la ea acasă astăzi și care ne va face așa o scurtă mică introducere în lumea bijuteriilor dedicate nunții. Diana, mă bucur să te cunosc și mulțumim că ne-ai primit. Cu mult drag, bine ați venit. Spune-ne, te rugăm, ce simbolizează de regulă verigheta atunci când vorbim despre o nuntă, pentru că știm că este unul dintre elementele principale, pe lângă vestimentația celor doi miri. Uniunea dintre cei doi simbolizează iubirea și de aceea este foarte important ca fiecare partener dintr-un cuplu să-și aleagă modelul care îl reprezintă. Pentru că și aici, da, o să fie o controversă și o să spună persoanele care nu sunt obișnuite să audă acest lucru, vor spune că verghetele trebuie să fie identice. E adevărat că pe vremea bunicilor și a părinților noștri erau doar câteva modele și nu aveai de unde alege. Însă astăzi, cel puțin în magazinul meu, sunt peste 1000 de modele de verighete și sunt foarte mulți miri care nu ajung la un consens. Nu sunt împăcați cu alegerea partenerului în materie de verighete și atunci vor să își cumpere o verighetă care să le placă și să o poarte cu drag pentru o viață întreagă. Este tendințe și în materie de verighete, așa cum există în, probabil când vorbim despre rochile de mireasă, de exemplu, anul acesta se poartă rochia tip sirenă. Putem discuta și despre astfel de aspecte când vorbim despre verighete sau sunt câteva modele clasice care, iată, se reinventează an de an? Fiind peste 1000 de modele de verighete, îți dai seama că sunt foarte multe tendințe. Îți voi povesti imediat care sunt cele mai vândute în magazinul meu, dar până atunci vreau să revin la întrebarea ta anterioară și să-ți spun că atunci când stau cu fiecare client în parte, îi întreb, care este stilul vostru vestimentar? Foarte mulți ar spune, păi ce contează cum mă îmbrac? Că la urma urmei E un inel. Nu este așa, pentru că chiar la un moment dat am avut o clientă, a avut o bijuterie de jur împrejur cu diamante foarte mari, un eternity costisitor. Eternity sunt acele verghete de jur împrejur cu diamante. Și domnișoara era îmbrăcată în training și am întrebat-o, te îmbraci așa în fiecare zi? Și a zis, da, ăsta este stilul meu. Și am refuzat să-i vând acel model pentru că, adică am consiliat-o spunându-i că nu îi se potrivește, chiar dacă vergheta aleasă în urma ceea ce i-am recomandat a fost mult mai ieftină decât ceea ce puteam practic să-i vând. Da. Dar pentru mine este foarte important cum le stă clienților vergheta. Întotdeauna îi întreb, de fapt mă uit la detaliile lor personale. Cum au degetele, dacă forma lor este mai groasă, mai subțire, dacă sunt degetele mai lungi, mai înguste. Contează foarte, foarte mult. Dacă pigmentul pielii este mai închis sau este mai rozaliu, în funcție de toate aceste considerente, fac recomandările de care au nevoie clienții să-și aleagă verghetele potrivite pentru ei. Și să revenim la întrebarea ta, în magazinul meu sunt trei categorii de verghete cele mai vândute, și anume verghetele 3D cu efect lenticular, care schimbă culoarea în funcție de lumină, au o rețea foarte fină de striații și au un efect superb, strălucitor.
Sunt mândră să spun că această colecție se regăsește doar în magazinul meu și pe lângă faptul că sunt foarte frumoase, clienții le agrează în mod special, tocmai pentru că nu mai găsesc același tip de verghetă în altă parte, pe mâinile altor colegi sau altor prieteni, și unicitatea lor le fac să fie într-adevăr bestseller. Apoi, verghetele cu pulbere de diamant sunt verghetele acelea la fel cu un efect foarte strălucitor, le arătăm imediat ca cei de acasă să înțeleagă. A treia gamă este, a treia colecție foarte bine vândută este colecția cu diamante, de jur împrejur, Eternity. Îți mulțumim tare mult și cât mai mulți miri și fericiți să fie. Doamne ajută, mulțumesc! Dragilor, până ne decidem ce culoare de aur să fie verigheta, galben sau alb, eu vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne vom întoarce imediat. Rămâneți cu noi!